Salutare, bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vorbesc puțin cu voi despre cărți. Mai exact despre ultimele 6 cărți pe care le-am achiziționat. Nu le-am citit încă, așa ca disclaimer, acestea sunt cărțile. Dar am auzit foarte multe lucruri bune despre ele și m-am gândit să vorbim puțin. Și o să încep în primul rând nu cu cărțile pe care le am aici, ci cu o carte pe care am achiziționat-o online. Mai exact este vorba despre Tot ceea ce strălucește, care este o carte foarte, foarte frumoasă. Hai să vă zic mai bine cum am început sau de unde știu eu de cartea aceasta. Am primit zilele trecute un e-mail în care mi s-a cerut dacă vreau să contribui la citirea unei cărți care a ajuns recent pe raftul digital, este o carte digitală, pe raftul digital al celor de la Autism Voice și am zis să-mi zică mai multe detalii despre această carte. În principiu este o carte cu povestiri ilustrate. Este vorba despre 20 de povestiri despre copii cu autism care frecventează centrele Autism Voice și cartea este momentan în format e-book. Ei voiau să-mi ofere cartea aceasta, e-book-ul acesta gratuit, dar am zis că aș vrea să contribui și să o cumpăr singură, așa că asta am făcut. Cartea costă undeva la 65 de lei. Vreau să vă zic că toate cărțile vândute, adică toți bănuții se duc către acest centru, Autism Voice, pentru copiii cu autism. Mi s-a părut, nu știu, o colaborare foarte, foarte faină. Nu am mai avut colaborări de genul acesta, dar n-am stat foarte mult pe gânduri, am acceptat. Ei mi-au trimis într-adevăr și cartea gratuit, așa cum au zis, dar eu mi-o cumpărasem deja pentru că am zis să contribui într-adevăr, nu doar cu o recenzie, pentru că despre asta a fost vorba în colaborare, să scriu o recenzie, să o citești, să scriu o recenzie, dar am hotărât că de ce să scriu doar o recenzie și să fac auzită această carte, acest e-book, mai bine contribui activ și donez banii pe carte pentru copiii care au nevoie. Am început să o citesc și vreau să vă zic că e destul de tristă. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le știam despre autism, deși auzisem de conceptul acesta general, de ce înseamnă autism sau să fii un copil cu autism, dar nu știam cât de multă muncă implică, la câte ședințe trebuie să meargă acești copii, câtă suferință e în spate, câtă suferință din partea părinților. Așa că, în primul rând, vreau să vă recomand cu tot dragul și să vă rog, dacă aveți posibilitatea să contribuiți și voi, să cumpărați acest e-book, să se bucure, nu știu, copiii de aceste donații, să zic așa, de care au mare, mare nevoie. Aceste povestiri ilustrate, o să vă arăt puțin, pentru că am aici, chiar lângă mine, acest e-book, am ajuns undeva la... Nu știu la ce pagină, dar vă zic imediat. Sunt la pagina 68, are în total 172 de pagini și o să vă arăt o ilustrație, una din ele. Asta e una dintre ilustrații și după fiecare ilustrație, bineînțeles, vine partea în care se povestește. E foarte faină, o să fac și o recenzie, promit. O să revin cu recenzia și cu toate linkurile de unde puteți să o achiziționați, dar până o să fac recenzia respectivă pe blog, o să vă las aici în bara cu descriere, nu știu dacă aveți posibilitatea și chiar vă doriți să faceți un bine, să cumpărați acest e-book. Și mergem mai departe, să vă arăt și cele 5 cărți pe care le-am cumpărat, despre care nu știu mare prânză, pentru că în momentul în care le cumpăr, citesc într-adevăr descrierea, văd coperta, dacă e subiectul care mă interesează, o cumpăr, dacă nu, nu. Dar pentru că în ultima perioadă n-am avut atât de mult timp să citesc, încerc încă să termin cartea pe care am început-o anul trecut. Minciun pe canapea se numește, probabil v-am mai zis de ea, dar n-am apucat încă să o termin, mai am cred că jumătate. Dar până să trec la
cartea respectivă și la recenzia ei, o să vorbim puțin despre aceste cărți. Și o să încep chiar cu cartea aceasta care se numește Biblioteca de la miezul nopții, care este scrisă de Matt Haig și pe asta am cumpărat-o pentru că vă ziceam la un moment dat și vă tot recomandam pe Instagram cartea Gânduri de pe o planetă nervoasă, care este o carte despre anxietate, tot scrisă de același autor. O carte foarte, foarte faină, în care explică foarte bine ce este anxietatea, nu știu, cu ce probleme se confruntă persoanele cu anxietate și vă recomand cu mare drag. Și pentru că tot am auzit că autorul ăsta scrie foarte, foarte fain și cartea respectivă mi-a plăcut la nebunie, am zis, hai să o încerc și pe asta. Avem aici așa, o singură bibliotecă, o infinitate de vieți, care e cea mai bună. Și că undeva la marginea universului există o bibliotecă infinită de cărți, iar fiecare poveste din ele provine dintr-o altă realitate. Una spune povestea vieții tale, așa cum e, alta spune povestea vieții tale așa cum ar fi fost dacă ai fi luat altă decizie într-un anumit moment. Toți ne întrebăm mereu cum ar fi fost viețile noastre dacă am găsi răspunsul într-o bibliotecă. Și mi se pare foarte faină. Are 300 de pagini și pare textul destul de măricel așa și cred că se citește ușor. Oricum, cărțile lui Matt mi se pare că se citește super ușor, super rapid și, nu știu, tot timpul are câteva învățăminte. Are și o copertă super simpatică. Nu mai știu să vă zic de unde am cumpărat-o. În ultima perioadă nu mi-am mai cumpărat cărțile de pe Elefant, mi-am cumpărat chiar de pe Libris și parcă și de pe Cartepedia. Tot despre o carte, aceasta mai exact, care se numește Oameni mari de Maria Orban. Am tot auzit pe net, dar este o carte recent apărută, cel puțin eu recent am văzut-o. Este o carte incomodă, zice aici, dar deloc încrâncenată. Maria Orban își construiește propriul playlist, scrie relaxat despre cele mai profunde dileme umane, despre punctele de cotitură din viețile noastre, acumulează episoade cinematografice cu mult umor, autoironie, într-un stil care te va cuceri pe loc. Și cartea ar fi despre maturizare, despre proiecții și despre călătorii interioare, despre asumarea eșecurilor pentru a face un pas înainte, despre a te accepta. Tocmai de asta am și cumpărat-o, mi se pare super drăguță. Hai să vedem câte pagini are și asta. Are 158 de pagini și tot așa cum scris, destul de măricel. Mie place în ultimul timp să citesc cărți de astea de dezvoltare, dezvoltare personală, dar m-am dus puțin și înspre partea asta de marketing, așa că următoarea carte intră cam acolo. Este vorba despre această carte de la Seth Godin. Toți marketerii sunt mincinoși, spun povești. Am citit câteva recenzii și mi s-a părut interesantă, plus că am înțeles că Seth Godin ar fi, nu știu, the father în domeniul ăsta, așa că are câteva cărți bune și îți dă chiar și câteva tips and tricks. Cam toate cărțile din ce am văzut că face chestia asta. Zice, nu vorbi numai despre cifre, mai degrabă spune-mi o poveste. Fii remarcabil, fii consecvent, fii autentic. Spune-le povestea ta oamenilor care sunt dispuși să o creadă. Marketingul este puternic, folosește-l cu înțelepciune. Trăiește minciuna. Hai să vedem și câte pagini are. Are 166. Fiți atenți, o să vă citesc așa ceva interesant ce am găsit aici. Iată ce vor oamenii să știe despre tine. Îți vor CV-ul, ambalajul, candidatura, reclamele și mai vor ca specialiștii de la service clienți să le spună o poveste. Așadar, provocarea pe care o ai acum în față e evidentă. Trebuie să ai o poveste autentică, solidă, ceea ce, bineînțeles, că e adevărat. Asta se cere. Construită în funcție de viziunea asupra lumii a persoanei căreia i-o spui. Povestea ta trebuie să fie robustă, sinceră și transparentă, iar tu trebuie să fii pregătit să o trăiești cu voce tare.
Da, toți marketerii sunt mincinoși, dar marketerii de succes sunt aceia care îți pot spune cu onestitate o poveste pe care doresc să o crezi și să o împărtășești cu alții. Și dacă sper să vinzi un produs, serviciu, candidat sau organizație care afectează felul de a fi al oamenilor și dacă speri să primești o recompensă în bani, atunci trebuie să-ți redirecționezi eforturile. Concentrează-te asupra poveștii pe care o spui. Mi se pare super interesantă și am luat-o și pentru că m-ar putea ajuta pe partea asta de... Nu vreau să-i spun influencing, pentru că nu știu, asta se numește, așa îi se spune, dar nu-mi place neapărat să o numesc așa. Mai bine o numesc, nu știu, un content creator. Sună mai bine și e mult mai ok. Mai am cartea aceasta, despre care iarăși am auzit foarte multe review-uri bune. Se numește Omul în căutarea sensului vieții. Pe asta aveam de ceva timp pe listă, pe Elefant, doar că cred că tot de pe Libris am cumpărat-o. Are undeva la 168 de pagini. Nu știu, pare că pe astea ultimele cărți cumpărate le-am ales foarte bine cu scris de asta mai citeți și mai mare. Și... e scrisă de Victor E. Frankl. Hai să vedem ce zice aici. Căutarea sensului vieții este principala motivație a vieții, nu o raționalizare secundară a pornirilor instinctuale. Sensul este unic și specific în ideea că poate și trebuie să fie împlinit de persoana căreia îi aparține, pentru că doar atunci va dobândi suficientă semnificație cât să satisfacă voința de sens a persoanei. Practic vorbește foarte mult de sensul vieții și sunt mega curioasă să o citesc. Puteți să, sau cel puțin eu citesc câteva recenzii înainte să îmi cumpăr o carte. Nu la toate cărțile fac asta, dar de obicei citesc. Și nu-mi place să citesc extrem de multe recenzii pentru că cumva ia tot farmecul. Sau cel puțin așa mi se pare mie, că ia tot farmecul de a citi o carte, pentru că unele persoane care fac recenzii dau foarte multe spoilere, să zic așa, foarte multe citate și astfel că parcă nu-ți mai vine să citești cartea, că îi știi începutul, îi știi mijlocul și, nu știu, știi sfârșitul. Dar așa sunt eu, sunt curioasă voi cum sunteți. Și mai am ultima carte, care este aceasta, care se numește Sunt anxios, dar mă distrez. Deși nu pare. Activități terapeutice inovatoare. Asta chiar e o carte de activități și cred că v-am mai arătat-o, dar pur și simplu la fiecare capitol aveți și câteva activități pe care puteți să le faceți, care bineînțeles să vă ajute cu stările astea de anxietate. Sunt chiar și activități de colorat pentru adulți, pentru că este într-adevăr o activitate care ajută cu problema aceasta de anxietate. Da, v-am zis eu, aici colorează. Simți cum te roade anxietatea, nu e singurul și nu e nimic în neregulă cu tine. Toată lumea are momente mai bune și mai rele în fiecare zi. Ideea este să nu te lași copleșit de gânduri negre, respira adânc și caută partea amuzantă a fiecărui blocaj în care ai intrat. Asta sună super bine, dacă s-ar și putea pe moment. Râzi de fricile tale și ele se vor micșora. Asta, din ce știu eu, e adevărat. Sau cel puțin e o tehnică psihologică prin care se face lucrul acesta. Cartea aceasta este, pe de o parte, un compendiu al anxietății din care vei afla nenumărate informații menite să-ți explice cât de firească e neliniștea ta în această lume haotică și, pe de altă parte, un fel de jurnal al anxiosului în care vei putea completa, după gustul tău, o serie de exerciții amuzante și mai ales folositoare. Și volumul de față constituie un ajutor prețios și pentru psihoterapeuți prin ideile și tehnicile de lucru inovatoare. Dar mi se pare super fain pentru că sunt sigură că și dacă, nu știu, mergeți la un psihoterapeut și îi spuneți că vă confruntați cu anxietatea, o să vă dea tot felul de exerciții prin care să, nu știu, să ieșiți din stările astea sau să găsiți cumva miezul problemei și să le rezolvați. Așa că mi s-a părut super drăguță cartea și am cumpărat-o, plus că am mai găsit-o și la reducere. Cam acestea sunt cărțile despre care am vrut să vorbesc astăzi. Mai am o comandă pe care am plasat-o tot așa pentru 3 cărți, dar pentru că am făcut o precomandă la una din cărți care nu apăruse,
Nu știam de ce nu mai vine comanda, așa că am luat legătura cu cei de la Libri și mi-au zis că ai făcut o precomandă, cartea apare după data de 15 și doar atunci o să putem să vă trimitem cărțile. Dar e super, super ok, pentru că până atunci poate am timp să termin odată Minciun pe canapea. Cred că mi-a luat așa mai mult să o citesc și pentru că nu e chiar pe gustul meu și nu știu cumva, de-a lungul timpului am încercat să citesc chiar și cărțile care nu-mi plac. Adică dacă, nu știu, pe la pagina 20, 30, 40 am observat că nu-mi place, am continuat să o citesc. Deși, nu știu, cred că n-ar mai trebui să fac lucrul acesta, pur și simplu să o pun deoparte și să ridic altă carte. Dar pentru că după, nu știu, 150 de pagini sau ceva de genul, mi-am dat seama că acțiunea e undeva între, adică a fost începutul care m-a dat pe spate și mi-a plăcut la cartea aceasta și asta m-a făcut să o continui să o citesc. După care am trecut la niște pagini super plictisitoare cu foarte multe detalii în care m-am pierdut cu totul, am dat-o la o parte, am ajuns pe la 160 și ceva unde iarăși acțiunea a devenit interesantă, așa că nu știu, să o las din mână, să o citesc în continuare. Eu sunt curioasă cum faceți voi, cum procedați, dacă, nu știu, citiți în continuare cărțile care nu sunt atractive sau le lăsați deoparte și luați alta, așa că scrieți-mi în comentarii și noi ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pop, pop!